cineva în regăsit la un nou vlog. Bună ziua de luni. Astăzi am decis că voi face un vlog pe toată săptămâna și o să vorbesc puțin. O să încerc să fie vlogul cât mai scurt. Eu nu mi-am să vlog de 30 de minute, dar nu știu dacă mi-ese. În fine, a venit poșteașul. A venit cam târziu astăzi și asta înseamnă că trebuie să mă grăbesc să vă fac unboxing-ul ca să mă duc după Alexuța. Și da, uitați-vă, nu mi-a fi să facă. Am aici pachetele. Și am să le deschid rapid cu voi. Am făcut foarte multe comenzi pe Wish și pe AliExpress, deci așteptați-vă la chestii de gen. Facem repejor unboxing. Alex, și șifonierul pentru Barbie. Asta e un șifonier. Stați așa să vedem dacă a ajuns corect și bine, da. Asta e un șifonier să-și pună rochițele la Barbie. I-am cerut și umerașe. Nu îi arăt. Asta trebuie să apară într-un video la ea pe canal. Aici, ia să vedem ce se află în pachetelul ăsta. E mai măricel și mai bufant, așa, mai grăsuț. Așa, ia să vedem ce avem aici. Nu cred! Eu ajuns piniponi. Să știți că e prima oară când cer piniponi de pe AliExpress. Și iată că au ajuns și au ajuns perfect. Ca să vă faceți idee, 6... păpușele din astea pinipon au costat în jur la 10 euro. Și vin destul de frumoase, ia uitați-o. Vin așa împachetate individual. Și ce interesant e că sunt diferite de ce are ea deja. O să fie foarte, foarte fericită. O să vă anunț când o să apară și clipul cu piniponii ăștia. Deci nu vine să cred, au ajuns într-o săptămână jumătate. Deci wow. Următorul pachetel. Ia să vedem. Oh, i-au ajuns și clămițele de păr. Oh, super. Ia uitați chinezul ce amabil. I-a trimis o gumiță din asta de păr. I-am cerut un set din asta de elastice cu accesorii. Vedeți? Sunt super mega drăguțe. O să le vedeți într-un haul cel mai probabil tot așa la ea pe canal, dar eu până un alta vi le arăt. Cam așa arată elasticul. Vedeți? Bun, și ultimul pachetel care este ăsta de aici, presupun după cum se vede așa, este o coroniță. Alexa e pur și simplu îndrăgostită de tot ce înseamnă unicorn, iar coronițele unicorn, plăcerea ei, nebunia ei, și da, aici avem așa, ia să vedem ce avem noi aici, oh my god, aici avem 3 coronițe, toate sunt de la același vânzător, avem una bucată coroniță unicorn, care are și coada așa colorată, vedeți, o să vedeți într-un haul viitor, una de pisicuță, și una de... mini, super mega drăguță, asta îmi place chiar și mie. Astea au costat câte 70 de cenți, 80 de cenți, maxim 1 euro, pe acolo au fost fiecare. Și asta a fost puțin mai scumpă, a costat 1,80 euro, dar tot nu e chiar așa scumpă, deci super mișto. Și asta a fost unboxing-ul, numai lucrușoare pentru Alexa. Da, mă duc după Alexuța la grădință când târzi, ia uite, e fără un sfert, am plecat. Revin după aia și continuăm vlogul de astăzi. Am luat bolănașa de la școală. Uitați-vă cum se lasă bătălia la ușă. Vine, aduce bătălia, o lasă tot la ușă plină. Vreau să vă arăt pe golanca asta mică. Am luat-o de la grădință plină de energie. Of. De unde ai atâta energie, copilașul ăsta meu? De unde ai, mă, tu atâta energie? Ce ai făcut? Bubiță. Bubiță, normal. Bubițele se fac de năzdrăvan. Ce ești, nu? Și unde ți-ai făcut? La picior și nu ți-ai mai făcut una, nu? Da, asta. Asta și care mai? Aici. Și acolo ți-ai făcut? Acum a aparesit. A desaparesit? Si. A dispărut. Unicornul a leșit la plimbare. Caută pisicuțele. Au ieșit, mama? Nu au ieșit, da? Ce unicorn, măi! Arată-ne părul tot de unicorn. Coronița asta vine și cu păr de unicorn. Aici, ce stai acolo? Vină cu a. Am ajuns și la drumuleț. Ce credeți voi? Că s-a făcut întuneric. Gata. Deși e foarte cald, toamnă e afară. Am luat cina și am ieșit la o mică plimbare. Am decis că acum, de acum în fiecare seară să ieșim. Vedem dacă ne ținem de provisiune. Facem sport, să fim fit. Mergem spre căsuță. Vezi să nu scadă trancanalele din căruț, mamă. Haide. E noapte, bineînțeles. Mă, uitați-vă ce mare e luna astăzi. E
încep ziua corect, corespunzător, cu o mască de peeling și o cască în ureche. Mi se pare genial. Am folosit o mască de peeling de la Montagnes sau Seven Heaven. Wow! What? De ce doare în halul ăsta? Pentru că fața mea a luat-o foarte rău razna în ultimul timp, mai ales din cauza coșurilor. Cred că din cauza că am mâncat prea mult zahăr în ultimul timp, au apărut și coșurile astea o grămadă și am zis să am puțin grijă de fața mea și am început cu masca de peeling. Mâine îmi pun o mască hidratantă și tot așa. În timp ce am stat cu masca, am editat un clip scurtuleț pentru canalul Alexei. Acum o să-l pun la randat, dar înainte să-l pun la randat vreau să mai editez unul ca să fie editat. După ce se randează primul, să se randeze și al doilea și tot așa, pentru că aș vrea, în timp ce clipurile astea două ale Alexei se randează, să mă duc să filmez un haul Wish, pentru că am ajuns la produsele pe care le-am comandat în ultimul timp și să testez ojaia sub format spray, știți despre ce vorbesc? Dacă nu, o să vedeți în haul. Partea asta încă nu e uscat, așa că o să o las să se usuce bine și după aia o să o trag și după aia o să mă spăl și pe față, să elimin orice rămășiță de mască. Cam așa arată fața mea în momentul de față. Așadar și prin urmare, cam ăsta e planul pe dimineața asta. Ne auzim cel mai probabil îndată ce mă machiez și mă pun la filmat. Până una alta a venit și curierul, un pachetel mic, cel mai probabil de pe Rosgal vine pachetelul. Nu că am mai cerut eu ceva pe Rosgal și vrea să-mi ajungă. Și da, de pe Rosgal este. Am cerut un fel de cearșaf, ceva de genul pentru pus pe deasupra patului. Tot așa, un fel de mandala. V-am zis eu, dormitor, deco, etc. Și arată cam așa. Ia stați așa să-l desfac. E genul ăla de cearșaf mandala care îmi place mie foarte, foarte mult. Și e superb. O să-l pun pe pat și vă arăt cum arată. Uitați, așa arată mandala pe pat. Trebuia pusă mai pe centru. Am pus-o într-o parte, dar am pus-o așa la rapid. Mi se pare că arată super genial. Da, bine, abia aștept să-mi pun și macrameurile aici, în partea la noptieră. Să pun ceva luminițe la spătarul de la pat. Să vedeți voi ce fain o să arate. Și bineînțeles, să fac sertarul ăla. Acolo am ceva haine de dat. Superb. Și apropo, vine și cu etichetă. Ia să vă arăt. Ia uitați. Vine și cu etichetă, vedeți? Mi se pare genial. Nu mai pot de caz, Dumnezeule. E 2:10 deja. Am editat un clip pentru canalul Alexei, am început să editez altul, după care am filmat două clipuri pentru canalul nostru. Sunt așa mândră de mine că am reușit să fac toate chestiile astea. Da, am pregătit și ceva de mâncare, am pregătit o supiță și niște macaroane. Așa, și ce fac acum? Acum aștept să apară copilașii acasă să mâncăm și noi. Iar după ne odihnim puțin și ar putea să mergem până în orașul vecin, că avem niște treabă. De fapt, Ștefan are treabă și noi mergem și noi. Când e vorba de plimbare, mergem normal, normal. Dar până un altă v-am înștiințat ce am făcut. Acum trebuie să strâng toată nebunia de acolo, că uitați-vă ce nebunie am făcut în sufragerie. Strâng până vin copilași și după care mâncăm și ne auzim cel mai probabil mai pe după. Of your eyes, take me down tonight. Prisoner holding keys, show me the bridge I'll lead. Head first if you lead. Deep down, I feel it building. You bring out the electric feeling. Oh, deep down, I feel it building. You bring out the electric feeling. Cred că v-ați dat deja seama unde suntem după amiaza asta. Ia mami la pesire! Mama mea, că e o pantală! Suntem aici, în parcul cu animale. Este cum o palestiu! Este palestiu cum o dragina! Ia uita și peisaj mișto! Am venit să petrecem după amiaza aici, în parcul, Alexa. Ce-i
Știți că orașul ăsta este aproape de noi, la jumătate de oră. Și am zis să mai schimbăm de parc. Băi, mamă, mă, ce-i cu tine, măi? Uite și pe ăsta. Ce faci, prietene, ne urmărești? Știe că avem o pungă plină cu pâine. Stați așa să dau și-o fața cu voi. Am zis, am venit în parc, am stat pe Ștefan în centru și cred că o să mă întrebați de ce Ștefan nu e niciodată cu noi. Ștefan are treburile lui, cu jobul lui, extra jobul lui. Extra jobul lui ne permite să călătorim cam pe unde vrem noi. Dar trebuie să-l lăsăm să-și facă jobul și după aia se reunește cu noi. Alexa e plină de energie după amiaza asta. Plin de porumbei aici, de păuni. Am adus și pâine să le dăm. Petrecem după amiaza aici. După trebuie să mergem până în Carrefour. Să vedem dacă găsim cafea. Și după acasă. Când am venit să stăm mult. Vai, că e la jumătate de oră orașul ăsta de noi. Mama mie, dar ce guralivă e Alexa după amiaza asta, Dumnezeule. Wake me from the sleep. Hot coals on the ground. I blew the fire out. My only source of light now. Deep down, I feel it building. Bring out the electric feeling. Oh, deep down, I feel it building. Bring out the electric feeling. La noi se vede că a venit toamna, respectiv vine iarna, doar că se întunecă mai devreme, de în rest frig nu avem. Dar e 9 fără 10 și deja vedeți și voi. Mașina, motocicleta, vedeți și voi că e întuneric. Haideți să vedem unde luăm cina, că nu ne dă timp să ajungem acasă să mâncăm, o să mâncăm pe aici undeva. Poate intrăm puțin și în Carrefour până nu închide. Și după ne îndreptăm acasă, așa că cel mai probabil ne auzim mâine. Pentru că... Da, ne auzim cel mai probabil mâine dimineață, așa că ne vedem bărâbă de moment. Stați mă că nu v-am arătat ce sculptură aici în Garviu. Vedeți? Asta e gardul de la parcul cu păuni. Ca să vă dați seama la ce nivel sunt ăștia în Spania, au un întreg stand de cărți ale youtuberilor. Toate astea sunt cărți scoase de youtuberi de aici din Spania. Toate. Alt nivel, frate. Bună ziua, pentru că este 1 fără 10. Băi, fraților, afară tună. Adică... Dă să plouă, dar la meteo zicea că nu plouă astăzi, dar e în oraș și tună. Interesantă treabă. Sunt la calculator, editez clipul pentru astăzi. Am făcut mâncare curat, ca de obicei, ca în fiecare dimineață și acum am pus să editez, cum vă ziceam, clipul din seara asta. Nu știu ce să postez, dacă un haul wish sau trenduri care trebuie să moară. Oricum, apar amândouă săptămâna asta, dar nu știu ce să postez astăzi. Până una alta, după ce termin de editat clipul acesta, mă duc să cumpăr chestii pentru a face slime cu Alexa. O să apară clipul, bineînțeles, pe canalul ei. Mă gândesc să pun ceva carp aici, dacă a apărut deja. Așa, și de asemenea trebuie să iau niște carne tocată ca să fac ceva de umpluți mâine dimineață. Trebuie să plec în 10 minute, așa că... Nu știu dacă voi termina, am zis eu când termin de editat, eu trebuie să plec în 10 minute. Cred că cel mai probabil o să termin de editat clipul când mă întorc acasă, când mă duc și după Alexuța și toate astea. Am primit un mesaj de la curierat că mi-ajunge astăzi pachetul de la YouTube, adică mi-ajunge butonul. Da, de moment nu am primit nimic și stau așa, bă, să primești și eu butonul. Adică, hei, aștept butonul acasă. Problema e că cu ăștia de la UPS am ceva probleme mereu, pentru că nu am abilitatea de a sui să-mi aducă pachetele sus. Îmi pun hârtiuță jos, la scară, că nu sunt acasă, deși eu sunt acasă. Și trebuie să mă duc eu la sediul lor să iau pachetul, pentru că sunt niște nesimțiți. Și eu sper din toată inima să nu se întâmple treaba asta și astăzi, că dacă se întâmplă, Elena face urât. Da, Elena este și rea câteodată. Da, astea fiind spuse că v-am informat ce și cum pentru dimineața asta,
mai editez puțin și mă tulesc la cumpărături, după care Alexa de la grădiniță și așa mai departe. Ne auzim dacă între timp ajunge buton. Să vi-l arăt și vouă, bineînțeles. Deci, cum vă ziceam, cei de la UPS sunt niște nesimțiți, nesimțiți. Mi-au lăsat pachetul direct la agenție, nici măcar nu am primit un mesaj, ceva, că vezi că am trecut pe la tine și nu era gaz, nu. Direct la agenție, nu te anunță nimic, îi urăsc. Dar important e că tremur toată, adevărat că tremur toată, ia uitați-vă ce am aici. A ajuns butonul acasă, să-l desfacem, deja sunt super emoționată. Îmi bate inima. Trebuie să mă abțin până ajung acasă și o să-l desfac acasă alături de voi. Până una alta e două fără un sfert, fug repejor să iau pe Alexuța de la grădi și după aia să mai iau niște ingrediente pentru slime, viața mea e minunată. Și după acasă să mâncăm și după ce mâncăm deschidem butonul. Important e că e la mine, de-abia aștept să-l văd. Am fugit după micuță la grădiniță. Misiune îndeplinită, am luat copilul de la școală, am luat toate ingredientele pentru slime. Sper să fie toate, că dacă am uitat ceva, cine mai vine după ele, Dumnezeule, dar să știți că tot îmi tremură tot corpul. Pur și simplu am un tremuriș din ăsta de emoții pe care nu-l pot stăpâni. Abia aștept să ajung acasă să mănânc, să mănânc și să desfac butonul. Deși știu ce e înăuntru, știu pentru ce e, de la cine e, dar cred că e ceva unic și emoționant butonul ăsta de la YouTube. Da, mergem acasă, mâncăm și deschidem. La voi în câteva secunde, la mine cred că într-o oră cel mai probabil. Tomă și bâlbâi. E bine, Elena, încep bine. Mergem acasă. A sosit momentul în care deschidem butonul. Nu știu ce să zic. Sunt așa super mega emoționată. Cred că orice YouTuber care muncește la canalul lui, de fapt, oricine face clipuri pe YouTube, visează la treaba asta, la butonul de la YouTube. Așa vine el, în cutie din asta, aici am adresa și de asta pun mâna. Vine într-o cutie normală, din carton neagră, după cum vedeți. Și cred că e cel mai special pachet pe care l-am așteptat vreodată, ever. Adică e... Am luat-o pe Alex să lucrăm, vine să nu mă emoționez așa tare. După cum o vedeți, nu m-am machiat. Sunt... Cum sunt eu în vloguri cu voi? Adică cât mai eu. Niciodată n-am vrut să ascund... Niciodată n-am vrut să ascund naturalețea asta. Adică cum sunt eu. Sunt frumoasă, mami? Da. Mulțumesc. Tot ce ați văzut până acum sunt eu și butonul ăsta, să știți că înseamnă foarte, foarte mult pentru mine. Am zis, am promis că nu o să plâng, nu o să fac nimic, dar s-a luat și pe Ale lângă mine, că ea mă face fericită și îmi ia așa din senzația asta. Nu plâng de tristețe, pur și simplu plâng de fericire. Pentru că... Mama, te lăsă pe aici. Nu, mami, nu. Dacă tăiem ăsta, să deschidem. Chestia asta pentru mine, să știți că reprezintă foarte mult. Reprezintă tot ce am tras eu până acum, pentru că... Tot ce a fost până acum YouTube în viața mea nu a fost un drum de trandafir, n-a fost ușor, mereu a fost greu. Pentru asta am tras mult hate din partea celor care nu le convine ceva la mine. Musca, care mă hate-uiește mereu. Vă ziceam că am primit mult hate de la oameni pe care nu-i cunosc și mi-au dat așa cu bullying de ăsta gratuit, hate. Am... tras că nimeni n-a crezut în mine și nimeni n-a pariat pe visul meu și nimeni n-a crezut că o să mă împlinesc visul de a fi YouTuber. Și multe, multe nopți nedormite, multă muncă, dar acum totul e super, nu-i așa? Vine aici în gâmă muncă. Așa că astăzi o să deschidem ceea ce pentru mine reprezintă împlinirea unui vis. Asta e mama. Ia lui mama, da. O să urmeze și altă în cură, nu-i așa? Mama, ce bun! Ia să vedem. Hai să vedem. Așa arată. Da, să arată, bă. Bineînțeles. Mama,
De pur și simplu superb. Butonul. Butonul nostru minunat. Ia ce vine ceva? Da, mami. Oh, Dumnezeule. Aici a sunat. Vă ziceam că vine cu foaia pe care o trimite în general tuturor youtuberilor în care te felicită, mama, pentru că imediat. Asta. Ce frumos! Înștiințarea, asta e felicitarea de la YouTube pe care o primesc toți youtuberii care ajung la 100.000. Da. Placa vine așa. E pur și simplu un tablou. Și vine în punguliță. Ba da, mami, ia uite. Nu, mami, asta nu se seacă asta? Nu, mama, nu. Astea sunt altfel, nu sunt ca cele anterioare. Și ăsta e butonul nostru. Un espejo. Nu, mama? Secretele Elenei. Minunat. Vedeți că aici pot să-l agăt de perete care e din asta? Chestia asta din spate e foarte catifelată, parcă ar fi așa piele întoarsă. Și ăsta este butonul nostru. Da, butonul fericirii. Butonul fericirii, da, mamă, o fi bita lui mama. Am pus mâna aici să văd cum este și mi-am lăsat amprenta pe aici, vedeți? Dacă să vă faceți idee, cam așa arată, nu mai e ca vechiul buton YouTube, pur și simplu este un fel de placaj ceva și aici ai ca un fel de oglindă. Da. Nu mai e ca cel vechi, dar acum. Cred că o să dorm de acum încolo cu el, o să fac baie cu el, o să trăiesc cu el. Acum chiar îl întrebam pe Ștefan unde să punem butonul. Cred că o să-l pun lângă baie, nu, mamă. Nu, baie nu. O să-l pun lângă laptop ca să îl am acolo la vedere, de fiecare dată când lucrez la laptop. Să-l văd toată ziua. Când muncesc, să-mi iau energie de la voi. Butonul ăsta sunteți voi toți, ca să știți. Așa că trebuie să-i dăm bătaie, dragilor, împreună, să obținem butonul de aur. Asta este doar un început. Gata, e pus la locul lui, pe birou. Aici, să-mi bucure privirea în fiecare dimineață, în fiecare zi când editez, să-l văd, să fie aici, în privirea mea, să fiți toți alături de mine. Uitați-l ce fain arată. Și adevărul e că îl pot folosi și pe post de oglindă, nu-i așa? Alexa, se joacă cu noul ei slime, nu-i așa? Da, am eu pe locul meu. Am făcut două rețete de slime, una a ieșit bine și una regular, nu? Așa, așa, așa. Asta roz, asta a ieșit super bine, nu-i așa? Da. Asta se tira pe lete. Trage bășinele? Da. Mi-a ce costă. Se tira. O, asta a ieșit super. Da, super. Pero ese colerelea nu e super. Aoleu. Am făcut și unul albastru, dar ăla nu prea a ieșit corect, corespunzător. E mai lipicios, asta a ieșit perfect. Și asta am făcut noi toată după amiaza. Slime. Nu-i așa? Da, da. Astăzi încep vlogul în bucătărie. Uitați-vă ce gospodină sunt. Pregătesc niște ardei umpluți și am să vorbesc puțin cu voi. De fapt să vă spun ce fac. Fac mâncare. Fac ardei umpluți. Nu v-am mai luat de mult în bucătărie. Sunt în bucătărie. Călesc puțin ceapă, am pus mirodenii, pun și niște orez, bulion și umplu ardei. Dar prima oară trebuie să le fac capac și după încep cu umplerea lor. O să aleg așa mai mititei. În general, ardei în Spania sunt extraordinar de mari, fraților, gen așa, mari, mari, Dumnezeule, lungi, mari, așa sunt, dintotdeauna. Super mari. Așa că o să-i aleg pe ăștia mai amintitei. Iar restul o să-i toc și o să-i bag la congelator. Pentru când am nevoie de ei la mâncare, ca să nu se strice. Și până la alta asta fac. Mâncare, după care o să editez un clip. A venit și poștașul. Și zic să facem o mic unboxing. Dar pachetul ăsta mi-a adus. Trist, trist. Și aici avem, stați așa că ăsta e pentru Alexa. Aici avem un pachetel cu hăinuțe pentru Barbie. Am luat chestia asta de pe AliExpress, a costat în jur la 2 euro, ceva de genul. Și aici avem o grămadă de rochițe, o să vă arăt așa puțin ca să vedeți.
rochițe, accesorii, pantofi. Stați, că nu vreau să cadă totuși nimic. Cam așa. Aici avem așa pantofiori, sândăluțe și alte nebunii. O tonă, uitați-vă, că sunt foarte, foarte mulți. După care aici avem ochelari de soare, coronițe de păr și lanțuri. Colieri. Vedeți? Ochelari și alte nebunii. Și aici avem rochițele, care sunt super drăguțe, vedeți? Multe, multe modele. Sunt rochițe scurte, după câte văd. I-am mai comandat și rochițe din astea lungi de prințesă, trebuie să vină și ale. Toate nebunile astea, 2 euro și ceva. Dacă nu uit, vă las link în descriere. Bună! Bună ziua! Mirea că mergi în cur. Deci copilul ăsta în fiecare zi vine cu o bubă. Da. Ți se pare normal atâtea bube? Îl așteptăm pe tati să vină. L-am trimis să ia iaurt pentru ardei. Stăm aici, că e răcoare. Da! Și l-așteptăm pe tati, nu-i așa? Da! Ne-am rămas ceva lipici aseară și vă dați seama ce facem. Slime! Vă arătăm rezultatul final. E un verde, așa, vedeți? Asta e culoarea. Mă cheamă fierul de călcat. Ora 9:30 și de pe la vreo 7, tot calc în continuu și tot n-am terminat. Mai le-am pe astea de aici. Îmi pare foarte frumos. Astăzi am făcut multă treabă casnică în care curățenie călcat. Pentru că urmează niște zile haotice, trebuie să fim mai pe drumul. Și am zis să le am pe toate pregătite din nas. Din cauza asta nici n-am vloguit pe cât vroiam eu. Mâine trebuie să mai bag vreo 3 mașini de spălat. Sigur mai scos și de acolo de călcat, deși mai probabil și mâine o să calc ceva. Asta este viața mea minunată de mega YouTuber faimos. Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do.